medicina pe care o practici, medicina holistică, este de fapt o medicină a spiritualității, cum se numește, pentru că... Da, este medicină spirituală. Este medicină spirituală. Ce înseamnă asta? Spune-mi încă o dată, ești medic primar, generalist, generală, ai practicat mulți ani medicina aceasta, vreo 20, deci ai multă experiență da, ca și medic. Și în ultimii 10 ani de zile am găsit o modalitate... Personal am găsit o modalitate, fiind nemulțumită de faptul că nu am rezultate și pentru că nu făceam o investigație completă. Deci mie mi se părea că nu merg până în profunzime cu pacientul. Și așa și era. Așa și era. Da, și încet, încet, dezvoltând, după cum vezi, aceste abilități de a putea investiga partea emoțională, pentru că lucrez cu aparate care investigează partea emoțională, așa lucrez foarte mult cu energiile. Partea asta cu energiile mi-a adus, Alice, niște revelații extraordinare. Am aflat, de fapt, că reglând anumite meridiane energetice din corpul energetic, meridiane chinezești, chinezii s-au ocupat de asta foarte mult timp, acum a apărut și la noi, așa? Vreau să spun că poți să influențezi foarte mult aceste stări. De da. Stările acestea mentale, emoționale, da, se pot influența adevărat. Atât de simplu, Alice, adică poți să vină un copil la mine cu mămica lui și copilul să fie, chiar am avut, am fost de curând în vacanță și aveam la locul de joacă acolo cu nepoțica mea, o mămică cu un copil foarte temperamental. Era un copil foarte supărăcios, foarte puțin comunicativ. Și am sugerat mămicii, eu fiind medic homeopat, să-și trateze copilul, să-l ducă undeva la un medic, i-am sugerat homeopatie, pentru că la homeopatie este foarte simplu, sunt niște granule naturale care sunt tratate cu informație, o informație acolo energetică și copilul respectiv, dintr-un copil supărăcios și arțăgos, devine un copil permisiv, un copil generos, adică pur și simplu se reglează asta extraordinar de ușor. Înțelegi? Da. Și pe aparatele cu care lucrez eu se vede lucrul ăsta direct, adică eu și dacă mămica nu venea, eu am observat fără să vreau ca ochi de doctor și am observat imediat că copilul avea o mică tulburare de comportamentală, mămica deja se simțea jenată pentru că pur și simplu refuza copiii, adică se duceau copiii la el să se șoace, știi cum sunt copii, și era o persoană care refuza pe tot și era supărăcioasă și dădea din picioare, știi tu povestea? Da. Da. Și i-am spus mămicii că există posibilitatea. Zice, nu știu de ce este așa, că așa s-a născut. E, și aici este ideea că, din punct de vedere medical, nu este așa. Copiii nu se nasc așa. Copiii se nasc perfecți, ai da, spus, se nu? Nasc perfecți pentru că felul ăsta, temperamentul, știi că seamănă cu bunicusul, știi da, că spune, da, seamănă... Da, sau se aruncă neam. Se aruncă neam, noi că așa era tata, da. Mama. Aici știi cum este, nu este neapărat genetic. Da, și până la urmă și genetic ce înseamnă. Aici este o informație mental-emoțională care se transmite. Pentru că să-ți explic cum arată, dacă, de exemplu, bunicul era o persoană supărăcioasă, asta înseamnă cu ficat cu probleme, ca să știi, din da, start. Da, da. Supărăcioasă, practic, imediat ficatul are o problemă. Trebuie să știi că și băiatul lui, să zicem, tatăl copilului, are o problemă cu ficatul. Da. Și are o problemă de temperament care se poate manifesta, nu neapărat că este supărăcios, dar ficatul, de exemplu, dereglarea meridianului ficatului se poate manifesta printr-o problemă la ochi. Și s-ar putea ca, de exemplu, tatăl să fie cu ciroză la ficat, bunicul, tatăl copilului să aibă decât ochelari, de exemplu, da. Cu minus 3, și copilul cel mic să fie o persoană, de exemplu, foarte supărăcioasă, să fie o persoană îndărătnică, să fie o persoană un pic mai încăpățânată și să aibă, de exemplu, să facă în timp când se face mare un colon iritabil. Și vreau să spun că toate aceste simptome, adică ciroza, colonul iritabil și problemele cu ochii, cu minus, de exemplu, o miopie, au ca legătură toate în medicina chinezească o dereglare pe meridianul ficatului, care s-a transmis în neam sub diverse forme. Deci nu este necesar ca toată lumea să aibă aceeași boală. Înțelegi ce vreau da. Să spun? Dar tulburarea e aceeași, pe același meridian. Același meridian. Și când vine la mine nepoțelul, eu întreb, dar tata ce probleme are? Păi tata e ok și zic că are vreo problemă și da, cu ochii are o problemă. Uh-huh. Ok, și bunicul mai trăiește? Nu mai trăiește, dar bunicul de ce a murit? Păi a murit cu ficatul, a avut ciroză. Pentru mine e clar.
Eu știu deja. Deci ți-a permis să ai această viziune, de fapt, abordarea medicinii holistice, da. Nu? De fapt, asta e legătura. Medicina holistică ți îngăduie să privești mai multe unghiuri. Privesc tot tabloul, Alice, și îl privesc în dinamica lui, în evoluția lui și mă duc în timp, în spate și pot să văd. Am avut la un moment dat și foarte interesant. Știi câtă forță, câtă putere, câtă împlinire îmi dă acest lucru. Am avut la un moment dat patru femei din neam. Înțelegi? Am avut străbunica, bunica, era mama și fica adolescentă. Și vreau să spun că toate aveau o problemă în diverse forme pe aceeași linie, pe aceeași chestiune. Eu știi ce am constatat la familia mea? Da. Fricile le avem aceleași. Da. Fricile mamei mele le am și eu și le transmit și fiicelor mele. Da. Și asta e îngrozitor. Vreau să le vindec. Dacă le vindec la mine, oare se vindecă și în celelalte direcții? Da, pentru că sunt legate. E foarte interesant. Eu cu fiica mea, care știi că este o persoană, este un coach transformațional. Oana Stoianovic e foarte cunoscută în proiectele ei. Noi am lucrat la un moment dat pe linie de femei. Deci am făcut amândouă, că suntem amândouă două persoane care lucrăm în spațiu energetic și am lucrat pe mama mea, pe mine, pe fiica mea și pe nepoțica noastră. Și trebuie să știi că apropo de frici, că tu spuneai de frici, trebuie să știi că vin de la infecțiile pe vezica urinară.